Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune din seria Căutând Adevărul. Ceea ce ne propunem astăzi, în minutele pe care le avem la dispoziție pentru emisiune, este să căutăm câteva direcții atunci când vine vorba de a ne întreba noi, pe noi înșine, cine suntem. Există nedumerirea aceasta da? în viața noastră de zi cu zi și apare Sub formă de întrebare, în viața multor oameni care experimentează poate o perioadă de confuzie, de neclaritate, au trăit niște evenimente mai bulversante în viața lor, apare această întrebare: Domne, dar eu cine sunt eu, de fapt? Oi fi corpul ăsta care, în momentul în care intervine moartea, a dispărut și la revedere, nu mai există nimic altceva? Oi fi sufletul despre care ne vorbește uh, religia sau ne vorbesc mai multe religii? O fi ceva mai mult decât atât, mai puțin? Cine sunt eu în acest univers și în această lume în care noi toți ne aflăm? Și fiindcă am observat întrebarea în diverse medii și fiindcă nedumerirea este una validă prin prisma lucrurilor pe care noi le-am discutat deja în uh, emisiunile precedente, avem deja un sistem de referință, în așa fel încât să ne fie relativ ușor să răspundem la această întrebare, măcar într-o anumită măsură. Măcar să oferim câteva direcții, și o să vedeți că lucrurile pe care le povestim astăzi nu sunt doar, să zicem, părerile mele personale, ci am mai multe referințe pe care le-am extras citate provenind din diverse medii din diverse culturi care converg înspre o anumită direcție. Adică, dacă explorăm tot ceea ce avem la dispoziție, adică și ceea ce ne spune lumea științifică, și ceea ce ne spune lumea spirituală, și ceea ce ne spun diversi maestri spirituali din diverse culturi, și ceea ce ne spune Cultura New Age, ca să zicem așa. Toate lucrurile acestea, dacă le explorăm, citim, ne uităm ce zice unul, ce zice altul și nu o facem cu încrâncenarea vis-a-vis -vis de o anumită idee fixă pe care s-ar putea să o avem noi, ce suntem deschiși înspre a explora, o să vedem că există posibilitatea ca atunci când ne întrebăm cine suntem noi să vedem care este răspunsul care converge prin prisma tuturor acestor direcții, culturi, religii, curente spirituale, curente Filozofice, ideologice și așa mai departe. Bun. Și ce o să facem noi este că o să încercăm să vedem care este acest punct de convergență atunci când ni se prezintă întrebarea la nivel mental cine sunt eu. Aceasta fiind introducerea, o să mergem mai departe să facem un desen. Dacă Urmărește această serie Căutând Adevărul. Știi că de multe ori mă folosesc de desene, în așa fel încât lucrurile pe care le transmit să fie mai ușor de înțeles, să le dezabstractizăm puțin, să nu mai rămână doar niște chestiuni filozofice sau greu de înțeles la nivel mental, ci să fim un pic mai practici, mai aplicați. Și ce o să facem astăzi, spre deosebire de celelalte emisiuni, este că o să facem desenul cu care suntem noi obișnuiți, aproape emisiune de emisiune, și care reflectă interacțiunea dintre cele trei planuri implicate, în așa fel încât viața pe Pământ să fie posibilă și viața mea și viața ta să fie posibile pe acest Pământ pe care ne aflăm, dar o să privim și dincolo de acest desen, fiindcă mai există ceva. Și dincolo de desen. Și o să plecăm pentru început, ca să răspundem la întrebarea cine sunt eu, o să plecăm în contextul acestei emisiuni de la o definiție schematică asupra Divinității, asupra lui Dumnezeu Însuși. Și dacă avem această definiție, ulterior. Toate citatele pe care le-am extras din diversi maeștri, din diverse culturi, o să aibă mult mai mult sens, fiindcă o să vedem cum toate, de fapt, converg înspre aceeași idee. Și desenul acesta, însuși, pe care urmează să-l fac, dacă ne uităm în geneză, în Biblia ortodoxă, o să reiese fix acest desen, dacă ne uităm în hinduism și dacă ne uităm în budism. Acolo unde aceste culturi sau religii explică felul în care a apărut lumea în care trăim, o să vedem că lucrurile sunt descrise tot așa. Tot ce am făcut eu este că am pus într-un desen aceste chestiuni, în așa fel încât sper eu să fie mai ușor de înțeles. Și acum, haideți să facem desenul, și după aceea mergem înspre citate, și undeva pe final, și câteva recomandări de exerciții practice o să avem, în așa fel încât să. Putem să practicăm ceva pentru a ne apropia de un răspuns valid pentru noi cu privire la întrebarea cine sunt eu. Și plecăm în acest desen de la un câmp, un plan, o energie infinită, căreia îi spunem aspectul non-manifestat al divinității, aspectul non-manifestat al lui Dumnezeu. Deci avem aici Dumnezeu non-manifestat, care a existat înaintea aspectelor manifestate a lui Dumnezeu. Și ne putem imagina, după cum vezi planul acesta, că l-am desenat așa sub forma unui, arc de cerc, dar îți poți imagina că este infinit. Deci acest aspect, acest câmp, această energie este una infinită, se desfășoară în toate direcțiile. Dar noi aici vedem doar o bucățică în cadrul desenului. Ei bine, din aspectul acesta non manifestat al divinității a apărut la un moment dat o anumită manifestare a divinității a apărut o manifestare sub forma luminii. Despre această lumină se vorbește în Geneză și se vorbește și în celelalte alte religii majore ale umanității și noi acestei lumini, i-am mai spus în emisiunile precedente, o să pun aici un semn egal, i-am mai spus conștiință, și am mai spus viață. Deci este sinonimă această lumină care a izvorât pentru prima dată din Dumnezeu non-manifestat, este sinonimă cu conștiința și cu viața. Mai apoi, această lumină care este viața însăși, știa despre ea că este, dar nu știa cum anume este. Nu știa cum este să ai o anumită experiență despre tine însuși. Nu știa cum este să afli despre tine că ești, dar într-un anumit context. Așa că acestei lumini, care este sinonimă cu conștiința și cu viața, i s-a asociat un context. Și acel context este format din planul mental, minte, și din planul material, materie. Și ce se întâmplă este că de bea aici sus de tot, în desenul nostru, apare un trupușor fizic. Și despre acest trupușor fizic putem să afirmăm că este în viață, fiindcă el este pătruns de câmpul ăsta al vieții. Este pătruns de lumină, este pătruns de conștiință, este pătruns de viață. Și atunci, prin interacțiunea luminii cu mintea și cu materia, noi putem să experimentăm viața la nivelul trupului fizic. Și toate aceste trei, lumina, că sub forma conștiinței, mintea și materia, hai să spunem așa, 1, 2, 3, în ordinea apariției, fac parte din aspectul manifestat al lui Dumnezeu. Deci aici este tot Dumnezeu, numai că manifestat. Și acum, aceasta este o chestiune care, în absența unui desen, dacă doar o vorbeam, se prezenta ca extrem, extrem de abstractă. Fiindcă aceste cuvinte încearcă să explice, încearcă, nu spun că reușesc, eu sper că și reușesc, reușesc într-o anumită măsură, însă aceste cuvinte încearcă să explice însăși apariția vieții, de unde a apărut ea, cum a apărut și să le explice pe însuși Dumnezeu ceea ce este o sarcină cel puțin dificilă, ca să zicem așa. Bun, dar acum, în contextul acesta, dat fiind că noi suntem deja familiari, familiarizați cu aceste trei planuri, conștiință, minte și materie, am tot repetat în emisiunile de până aici, avem fundamentul, n-am făcut decât să extindem puțin. E și tot ce am eu acum desenat aici pe planșă și puteți vedea pe ecranul din spatele meu, îl reprezintă de fapt pe Dumnezeu, reprezintă divinitatea. Deci tot la pachet, și aspectul non manifestat și aspectul manifestat. Cu cele trei planuri care sunt conștiința, mintea și materia. Acum, dacă ne uităm strict prin prisma desenului acesta, și ulterior o să mergem înspre câteva citate, putem să vedem așa că noi nu suntem acest trup fizic care apare aici, fiindcă acest trup fizic este doar un vehicul, un instrument pe care viața însăși sau conștiința l-a folosit și l-a luat drept aliat în așa fel încât să poată afla mai multe despre ea însăși. Adică, da? deci viața să afle mai multe despre ea însăși. Și nu suntem nici mintea, fiindcă și asta face parte tot din categoria vehiculului sau uneltelor necesare, în așa fel încât viața să se poată experimenta pe ea însăși, conștiința să se poată experimenta pe ea însăși, ci suntem mai degrabă ceva mai în spate de atât mai în spate decât materia și conștiința și mintea și suntem conștiința, suntem chiar lumina aceasta care a izvorât pentru prima dată din Dumnezeu non-manifestat înspre aspectele sale manifestate. Am vrut să fac de semnul ăsta la început, fiindcă mai apoi tot ceea ce o să povestim are context și este mult mai ușor de acceptat. Și o să luăm un citat din Sadhguru, poate ați auzit de Sadhguru. Este foarte probabil să fi auzit dacă vă uitați la emisiuni de genul acesteia, la care vă uitați acum, fiindcă este foarte popular în acest moment. Sadhguru. Este un guru din India și el se concentrează foarte mult în exercițiile pe care le predă discipolilor pe a afirma eu nu sunt corpul, eu nu sunt mintea. Nu ne indică neapărat ce suntem, dar ne invită să acceptăm că nu suntem nici corpul și nici mintea. Adică, nu suntem materia, nu suntem mintea, invitația este să ne recunoaștem drept acest câmp infinit de lumină. Mai apoi, Hawkins, mergem mai departe, da? Hawkins fiind un autor la care tot revin în cadrul acestor emisiuni, care ne-a propus cara lor de conștiință, măsurătorile kinesiologice pentru a deosebi adevărul de falsitate sau ceea ce susține viața de ceea ce nu susține viața și el afirma că noi suntem conștiința infinită de dincolo de conștiință adică el ne invita să ne recunoaștem chiar ca fiind mai mult decât acest câmp de aici, să ne recunoaștem ca fiind acel ceva de dincolo de toate aspectele manifestate ale lui Dumnezeu. Acesta este însă un punct extrem de avansat de identificare, ca să zic așa, noi ar fi extraordinar, și dacă am face un singur pas, adică pasul dinspre a ne considera un trup fizic, înspre a ne considera altceva, chiar și dacă ne considerăm mintea și am făcut un prim pas în spate, este extraordinar. Că după ce am făcut primul pas, putem să-l facem și pe al doilea și pe al treilea și așa mai departe. Dar să facem primul pas și anume acela de a nu ne mai considera un trup fizic. Mai apoi, Ramana Maharshi, un maestru spiritual care i-am dedicat o emisiune în întregime la un moment dat, el le recomanda discipolilor să-și adreseze în permanență întrebarea cine sunt eu, cine sunt eu, până când discipolul descoperea că este dincolo de corp și este dincolo de minte. Deci noi înspre asta tindem. Atunci când apare frământarea asta și neclaritatea cu privire la cine suntem, apare de fapt o căutare și o frământare care vrea să ne ducă înspre punctul în care să ne recunoaștem drept câmpul infinit de lumină și iubire care suntem și am fost dintotdeauna și care este conștiința și care este viața însăși și care este adevărul care permite manifestarea oricăror aspecte care apar manifestate la nivel material. Mergem mai departe cu un alt citat din Nisargadatta, Maharaj, căruia și lui am alocat o emisiune în întregime, și care el spunea să renunțăm la toate întrebările cu privire la cine suntem, dar să facem asta din conștiința și acceptarea faptului că suntem. El spunea că singurul lucru care fiecărui om îi este clar, e acela că este. Și el recomanda să renunțăm la absolut orice întrebări sau dileme. Ce se întâmplă în momentul în care renunțăm este că de fapt trecem peste acest plan de mișloc mental și în momentul în care am trecut de planul ăsta de mijloc, prin renunțarea la orice întrebări, de fapt descoperim ce e în spatele lui. Asta era uh, recomandarea. Uh, bun. Acum ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii. Am trecut prin câteva citate, oamenii aceștia sunt din culturi diferite, există o sumedenie de alte citate și fragmente, dacă o să cauți și tu pe internet, în limba română, în limba engleză, o să găsești că există nu sute și nu mii, ci zeci de mii de oameni care spun același lucru, provenit din culturi diferite și religii diferite, și anume că noi nu suntem corpul și noi nu suntem mintea, ci suntem ceva mai mult decât atât. Dacă avem asta ca direcție și acceptăm că înspre asta converg multiple culturi, multiple filozofii, multiple religii, avem un punct bun ca referință cu privire la destinația înspre care tindem. Ulterior, felul în care ajungem la destinația respectivă ține de foarte mulți factori, de specificul personal, fiecare cu experiența lui aici, dar măcar să știm unde anume ne propunem să ajungem, fiindcă în felul ăsta lucrurile pot să se simplifice semnificativ. Și acum, întrebarea pe final poate fi în regulă. Să zicem că accept că nu sunt corpul, nu sunt mintea, dar este doar ceva ce accept la nivel mental, la nivel teoretic. Eu nu simt asta. Eu tot simt că sunt acest trup fizic, material. Ce îmi recomand să fac pentru a mă apropia de a și trăi și simți faptul că nu sunt acest trup fizic și că nu sunt nici gândurile pe care le experimentez. Ei bine, recomandarea numărul 1 este aceea de a medita. Și în momentul de față există multiple forme de a medita. Ideea este că dacă nu medităm deloc, este în regulă să ne apucăm de orice formă de meditație, numai să o facem fiindcă un anumit antrenament la nivel mental va interveni prin meditație și este necesar să cizelăm mintea pas cu pas în așa fel încât să ne dea voie să vedem dincolo de ea măcar parțial. Deci noi ce facem prin meditație este că cizelăm acest plan de mijloc 2 în așa fel încât să ne dea voie să vedem dincolo de ea, adică să vedem măcar puțin din această lumină, această conștiință, acest câmp al vieții însuși care suntem noi de fapt. Și știu oameni în afară de mine care au experimentat cu practici meditative, dar au făcut-o consistent și intervine periodic experimentarea sau experiența conform căreia ei se identifică temporar drept ceea ce sunt cu adevărat. Deci prin meditație, prin practică și răbdare, la un moment dat ajungem să și trăim, să ne și simțim ca fiind lumina sau ca fiind conștiința și dacă am experimentat asta pentru măcar câteva secunde, frânturi, dacă o experimentăm și sub formă de frânturi, tot este extraordinar. Fiindcă măcar știm că nu suntem corpul și mintea, iar asta ne va ajuta semnificativ în viața noastră. Dincolo de meditație, un alt lucru care poate ajuta semnificativ este repetarea unei mantre la nivel mental în permanență. Ce se întâmplă este că aici, la nivel mental, e foarte multă gălăgie. Și noi de gălăgie asta nu reușim să vedem dincolo, Da, nu reușim să mai vedem dincolo de ea. Dacă ne concentrăm mintea pe o singură mantră, și recomandarea mea este ca în permanență să repetăm mantra Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc, în permanență. Conducem, Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc. Suntem la supermarket, Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc. Vedem un film la televizor, Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc. Eu dau exemple în așa fel încât să se înțeleagă că în permanență, când avem posibilitatea, dacă noi ne dăm voie să concentrăm mintea pe o singură mantră de vibrație înaltă, mintea treptat se va liniști prin faptul că noi acordăm energie doar acelei mantre și nu tuturor celorlalte gânduri și ne va permite la un moment dat să vedem dincolo de ea, dincolo de minte și să ne recunoaștem drept ceea ce suntem. Am punctat așadar la final și două recomandări în așa fel încât să ne ajute să translăm teoria pe care am făcut-o prin intermediul desenului, înspre practică, și ce și-a propus emisiunea este să afirme acest punct de convergență cu privire la întrebarea cine sunt eu: Noi suntem conștiința sau chiar mai mult decât atât. Și înspre asta converg toate culturile și toate religiile mari care sunt aliniate. Mai mult sau mai puțin depinde de specificul fiecăreia adevărului, acelui adevăr absolut pe care îl aducem noi în discuții în cadrul uh, emisiunilor uh, din seria Căutând adevărul. Cu speranța că această emisiune reprezintă un pilon, un punct de sprijin în drumul tău de a te descoperi pe tine însuți, emisiunea se încheie aici. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Te aștept în secțiunea de comentarii în cazul în care există neclarități și ne auzim data viitoare cu la fel de mult drag și cu idei care sper eu sunt de folos. Toate cele bune!